Victor Ponta a anunțat că va candida tot în județul Gorj pentru încă un mandat de parlamentar. Actualul deputat de Gorj spune că a luat decizia ca în 2020 să ceară din nou votul gorjenilor din partea partidului Pro-România. Ponta a părăsit PSD-ul în urmă cu câteva luni, iar de atunci se află în război deschis cu Liviu Dragnea. Victor Ponta mai vrea un mandat de parlamentar din partea județului Gorj. Fostul premier a anunțat la TV Sud acest lucru. Tot la Gorj? Veți candida? Cel mai probabil. Cel mai probabil. Oamenii m-au votat atâtea ani. Am realizat destul de multe lucruri bune și pentru Târgu Jiu și pentru Gorj. Nu destul. Niciodată nu-i destul. Dar oricum, dintre ceilalți oameni politici, cred că am reușit destul de mult, alături, sigur, de Florin Cârciumaru, de ceilalți oameni de la Gorj, nu singur. Cel mai probabil pe listele pentru alegerile parlamentare din 2020 își va face loc și Alin Văcaru, cel care l-a urmat pe Ponta în noul proiect politic.